laud pe Dumnezeu și pentru această zi minunată. Vă binecuvintez pe fiecare dintre voi în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dragii mei tineri, este ziua în care am să mă apropii de Cuvântul lui Dumnezeu și am să aduc înaintea voastră un mesaj, câteva gânduri, pentru care mă rog Domnului să vă fie de folos și să fie pentru voi o motivație. În cadrul noului proiect al generației Gedeon, mesajul săptămânii, doresc să fim cercetați de întrebarea cum să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu. Este așa de important lucrul acesta. E adevărat, curățirea o face Dumnezeu prin pocăință, prin spălare și prin iertarea păcatelor. Dumnezeu curăță mintea, inima, cugetul nostru, întreaga noastră ființă. Dar noi suntem datori să păstrăm curăția aceasta. De aceea am să privim la Daniel, la viața lui Daniel, un mare om al Vechiului Testament, un caracter puternic al Vechiului Testament, ca să vedem ceea ce l-a ajutat pe el să rămână curat, să se păstreze curat înaintea lui Dumnezeu. Care este secretul lui Daniel? Cum putem explica stabilitatea spirituală, credincioșia lui Daniel, timp de 70 de ani în Babilon? În primul rând, și vreau să le menționez, trei trăsături de caracter ale lui Daniel care l-au ajutat și te pot ajuta și pe tine și pe mine să ne păstrăm curați înaintea lui Dumnezeu. Daniel spune, niciun compromis, Doamne, în viața mea. În al doilea rând, o concepție înaltă despre Dumnezeu. Și în al treilea rând, dependența lui totală față de Dumnezeu. Este important să răspundem la aceste întrebări, pentru că eu consider că fiecare dintre noi vrem să rămânem curați, puri, nobili înaintea lui Dumnezeu. De aceea, care e secretul, Daniel, ca să rămânem curați înaintea lui Dumnezeu? Când a venit vremea încercării și Daniel a fost supus unor teste, unor examene cu greutate, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, face o afirmație frumoasă și spune despre Daniel în felul următor. Daniel a hotărât în inima lui să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Cu alte cuvinte, Daniel spune, eu sunt al lui Dumnezeu și vreau să rămân al lui Dumnezeu. În continuare, vreau să fiu al lui Dumnezeu, vreau să fiu altfel. Acum, cred cu tărie că dintr-un milion de tineri, într-o asemenea situație, 999 ar fi spus în felul următor. Măi, și aici, într-o asemenea situație, să ne punem problema mâncărilor sau băuturilor? Când a dat norocul acesta peste noi? Hai să mâncăm, hai să bem, hai să profităm. Ce să ne mai gândim la lege? Ce să ne mai gândim la Dumnezeu? Însă Daniel a spus, dacă fac un compromis, dacă fac un compromis, am să le fac pe toate celelalte. Dacă deschid pentru o singură dată ușa păcatului, nu o să mai pot închide. De aceea, revin la prima trăsătură de caracter, care îl explică pe Daniel, și anume, refuzul oricărui compromis în viața lui Daniel. Și Daniel spune, crezul meu religios, am să-l trăiesc așa, pentru că este crezul meu și am să-l trăiesc în viața mea, indiferent de ceea ce mi se întâmplă, indiferent de ceea ce o să pierd în viață, am să-mi trăiesc crezul. Și principiul acesta rămâne în picioare, rămâne valabil pentru Daniel. Până aproape de vârsta de 80 de ani, când a venit edictul acela, ca 30 de zile, nimeni să nu se roage nimănui decât împăratului. Și uitați-vă, vă rog, acum la Daniel. Se duce în camera lui, deschide ferestrele, spune cuvântul lui Dumnezeu și începe să se roage lui Dumnezeu. Nu este frică, nu este teama lui Daniel, nu se ascunde Daniel. El își respectă promisiunea, legământul, niciun compromis, Doamne. Eu trăiesc credința și merg până la capăt în credința care mi-a dat-o Dumnezeu. Chiar dacă îl aștepta groapa cu lei, chiar dacă era amenințat de groapa cu lei, am un crez după care voi trăi toată viața mea, niciun compromis.
Vreau să te întreb acum, dragul meu care mă asculți astăzi. Ești gata să spui ca și Daniel? Ești gata să faci legământul acesta în inima ta, înaintea lui Dumnezeu ca și Daniel? Promisiunea aceasta? Nu uita, și pe tine te iubește Dumnezeu. Și tu ești al lui Dumnezeu. Și pentru tine a murit Domnul Iisus Hristos. Dacă vrei să te păstrezi curat și să fii curat înaintea lui Dumnezeu, trebuie să iei hotărârea aceasta în viața ta. Prima trăsătură a lui Daniel. Niciun compromis, Doamne, viața mea. A doua trăsătură a lui Daniel, care îl explică, este concepția lui despre Dumnezeu. Adică modul cum îl vede Daniel pe Dumnezeu. Și aș vrea să citim împreună în sensul acesta, din cartea lui Daniel, din capitolul 2, trei versete, unde cuvântul Domnului spune felul următor. Daniel a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeule, părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Prin urmare, concepția lui Daniel despre Dumnezeu este aceea a unui stăpân absolut peste toate lucrurile. Stăpân absolut peste istorie, peste destinul omenesc. Un Dumnezeu pe care te poți baza, un Dumnezeu în care te poți încrede, un Dumnezeu care nu lipsește niciodată nevoie. Și acum, dacă El este așa, dacă El este totul, dacă El cunoaște totul, dacă El poate totul, asta înseamnă că El cunoaște și știe toate problemele tale, toate frământările tale, toate tulburările cu care te confrunți, toate ispitele tale sunt înaintea acestui Dumnezeu, le cunoaște. Și nu doar că le cunoaște, El poate să-ți rezolve problemele tale. Te întreb acum, ai concepția aceasta despre Dumnezeu? Îl vezi în felul acesta pe Dumnezeu? Dumnezeu nu este un Dumnezeu neputincios. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care stă pe marginea terenului și se uită la tine cum te lupți singur. Dumnezeu se implică în viața ta. Dumnezeu intră în viața ta. Dumnezeu poate să-ți rezolve problemele tale. Ai încredere în Dumnezeu. Și în ultimul rând, cea de-a treia trăsătură a lui Daniel. Dependența de Dumnezeu. Și aceasta reiese din capitolul 2, versetul 30, unde cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor. Dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Cu alte cuvinte, împărate spunea Daniel, să nu crezi că în mine este o înțelepciune cu totul specială. Nu este așa. Dumnezeul în care mă încred mi-a descoperit tainele acestea. Eu am atâta înțelepciune cât mi-a dat Dumnezeu să am. Nu cumva, acum, când eu îți descoper lucrurile acestea, tu să spui, grozav ești tu, Daniele. Și eu vreau să spui, ce Dumnezeu grozav are Daniel. Cât de mare este Dumnezeul lui Daniel. Asta înseamnă dependență totală de Dumnezeu. A rămas Daniel dependent de Dumnezeu toată viața lui. Aș vrea să vă întreb acum în încheiere. Îți place viața lui Daniel? Vă place viața lui Daniel? N-ai vrea să fii un Daniel? Vă place modul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui Daniel? N-ai vrea ca Dumnezeu să lucreze în felul acesta și în viața ta? Dumnezeu o face cu siguranță. Păstrează-te curat înaintea lui Dumnezeu. Care a fost secretul lui Daniel? Ar vrea să nu uităm. Ar vrea să medităm săptămâna aceasta, zilele acestea, la gândul acesta, la mesajul acesta și Dumnezeu să fie acela care să vă cerceteze în felul acesta. Care a fost secretul lui Dumnezeu, lui Daniel? Ce mă poate ajuta pe mine ca să mă păstrez curat înaintea lui Dumnezeu? Daniel a spus așa, niciun compromis, Doamne, în viața mea. O concepție înaltă, o concepție sănătoasă, în al doilea rând, despre Dumnezeu. Și în al treilea rând, Daniel a spus, eu vreau să rămân dependent de Dumnezeu toată viața mea. Asta vă va ajuta
să trăiți o viață curată, o viață după voia lui Dumnezeu, așa cum a trăit și Daniel. Să nu mai spui, nu pot, Doamne, ci să spui, vreau, Doamne, îmi doresc, Doamne, și pot, Doamne, pentru că știu că-și Dumnezeul lui Daniel mă va ajuta și pe mine. Dă-i viața ta lui Dumnezeu, așa cum i-a dat-o Daniel viața lui. Și ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui Daniel, Dumnezeu va face și în viața ta. A Domnului binecuvântare să vă însoțească pe fiecare dintre voi. Amin.